Deci s-a terminat comitetul executiv de la Sinaia într-o variantă completă și într-o formulă de succes, mai ales că am beneficiat și de sprijinul gazdelor noastre de la PSD Brahova, una din organizațiile foarte tari și foarte eficiente ale TSD-ului din toată țara, și lucrările comitetului executiv au decurs cu luări de decizii importante, pregătirea de congres național, pregătirea congresului de la seniori și propunerile pe care le vom avea noi în cadrul congresului de la seniori, promovările, evaluările tinerilor care sunt promovați în cadrul organizațiilor județene de seniori și tot așa. Eu sunt foarte bucuros că am fost oaspet al organizației de Prahova, organizație care, repet, dincolo de rezultate, este și una în care eu mă simt foarte bine datorită echipei și modului foarte prietenos care s-au comportat. Vă mulțumesc!